Când am venit pe lume în gerenii iașilor, Dumnezeu m-a miluit cu esența de bună mireasmă a comorilor noastre strămoșești. M-a botezat în izvorul cu apă vie de la cerbătoare, m-a împărtășit cu lacrima strămoșilor mei cântecul popular, pe care îl port de atunci în mine ca pe o binecuvântare. Crezul profesional, dumneaei îl rezumă în următoarele cuvinte. Talentul pe care mi l-a dat bunul Dumnezeu, îl înmulțesc, învățându-i pe elevii mei să respecte creația străbunilor noștri, îi învăț cântecul moștenit de mine de la rapsozii populari din satul natal, dar și din locurile în care am poposit pentru un timp, pentru a-l duce mai departe ca pe o zestre de mare preț. Acestea sunt cele zise de una din figurile proeminente ale muzicii populare din zona Moldovei de Mijloc. Numele ei este Maria Șalau. Maria Șalau conduce Asociația Culturală Floricica din Bacău și aduce în scenă membrii ai grupării Floricica, cât și bobocei, pe care dumneavoastră cu siguranță i-ați putut urmări în numeroasele, nenumăratele emisiuni ale posturilor de televiziune care produc și muzică populară. Maria Șalau este, vă rog să vină aici lângă mine, ca să vedeți cum trebuie să arate și cum nu trebuie să arate un artist. Maria Șalau aduce împreună cu bobocei și floricica din Bacău, duminica la Florii, când fost apunut Iisus la cina cea de taină, azi cu toții prăznuim, primăvară vine, Hristos a înviat. Boboceii și alături de ei, boboceii, floricica și alături de ei o floare a cântecului popular, Maria Șalau. Ca greșit.
la judecată, la Pilat și a lui ceată. Spune fiul meu iubit, vineri ce-ai de pătimit. Îți spun, Maică, cu durere, vineri sunt în chinuri grele. Cât va fi
Tajina cea de taină apostolii s-au strâns. Și atunci Simon Petru lui Iisus i-a spus: noi toți, Iisuse Doamne, cu tine vom veni. Nici când la răuri bine nu te vom. Apoi voi învia, căci eu iubesc.